Vă prezentăm astăzi o altă secție din cadrul Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga, ce acordă servicii medicale la cel mai înalt nivel și tratează unii dintre cei mai dificili pacienți. Este vorba despre secția Chirurgie Vasculară. Anterior am discutat despre cabinetul de cardiologie intervențională. Subliniem faptul că acesta face parte din chirurgia vasculară, adică împreună reprezintă o echipă. În marea majoritate a pacienților tratați în secția de chirurgie vasculară sunt pacienți, spunem la figurat, obliteranți, adică pacienți care suferă de ateroscleroză obliterantă cu stenoză, ocluzie a arterelor din diferite bazine. Alte categorii de bolnavi, pacienți cu stenoze, ocluzii în bazinul arterelor membrelor inferioare și superioare. Ultimul timp am introdus activ și folosit metoda hibrid, când se utilizează ambele metode unimomentan. Adică se rezolvă un anumit segment vascular endovascular, un segment, altul deschis, metoda deschisă, în același moment. Suntem dotați cu instrumentariu de cea mai înaltă calitate. Orice pacient este discutat multimodal, multidisciplinar, în caz dacă se optează pentru chirurgie endovasculară, echipa de chirurgie endovasculară rezolvă endovascular pacientul. Când este nevoie de operație deschisă, pacientul urmează intervenția chirurgicală deschisă, când nu este posibil endovascular. Recent, medicii secției chirurgie vasculară au efectuat una dintre cele mai dificile operații, pacientul fiind în vârstă de 68 de ani cu boală cerebrovasculară, maladie de bază fiind ateroscleroza, o maladie sistemică care afectează toate vasele arteriale cu predispunere spre obstrucția segmentară cu localizare diferită și ca rezultat disfuncția organelor afectate. În cazul dat vorbim despre bazinul arterelor carotide, arterele principale care alimentează creierul cu sânge. A avut loc o intervenție chirurgicală pe artera carotidă internă pe stânga, un pacient de 68 de ani cu leziune carotidiană bilaterală. Pe partea stângă o ateroscleroză obliterantă cu stenoză de arteră carotidă internă 99%, da, documentată și prin duplex scanare în mod ambulator și stengiografie. A fost discutat cu echipa chirurgicală endovasculară, da, cu domnul Barat Sorin, șeful cabinetului de cardiologie intervențională. S-a luat decizia pentru a opta pentru operație deschisă, și anume endarterectomie carotidiană cu plastie cu pietic sintetic pe șunt provizoriu PRUIT-F3, da, pentru protecția cerebrală. Operația a decurs cu succes. Pacientul la 4 zi a fost externat la domiciliu cu recomandările de rigoare. Urmează să fie reinternat pentru rezolvarea carotidei pe dreapta, care e stenozată la 65%, și ocluzie de arteră subclaviculară, care alimentează mâna dreaptă în segmentul 1. Operația în sine prevede mobilizarea arterii, da? Curățarea mecanică a procesului ocluziv, stenotic-ocluziv, da? În cazul dat carotidă stenoză de 99%. Pentru protecția creierului, ca să nu suferi în momentul operației de ischemie, sunt fie clampate arterele nemijlocit, care ar crește riscul de ischemie cerebrală și ictus intraoperator, se utilizează un dispozitiv special, șunt sau bypass temporar, care șuntează sângele din arteră donor în arteră primitoare carotidă internă, pentru ca în timpul operației nemijlocit de curățare, de plastie a arterii, creierul să fie aprovizionat cu sânge arterial. Per spital, anual se efectuează în jur de 40 de endarterectomii deschise, da? De operații deschise pe arterele carotide. Ultima perioadă optăm mai mult pentru operațiile endovasculare, în caz că operația endovasculară nu este posibilă sau sunt anumite riscuri pentru intervenția endovasculară, atunci se optează pentru operație deschisă.
Reiterăm că în Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga sunt acordate servicii medicale de cel mai înalt nivel, secțiile fiind dotate cu utilaje medicale performante. Iar în contextul pandemiei, subliniem că pacienții internați în secțiile non-COVID sunt în siguranță. În secția chirurgie vasculară se respectă toate normele epidemiologice pentru prevenirea infectării, atât între pacienți, deși pacienții sunt internați în mod planic, testați la infecția SARS-CoV-19, respectând normele sanitare epidemiologice, micșorăm riscul de transmitere de la personal către pacient și pacient-pacient.